Au cerut organizarea alegerilor parlamentare, dar și prezidențiale anticipate, dar și eliberarea procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu. În centrul capitalei s-a desfășurat un protest organizat de opoziția parlamentară, care a cerut demisia actualei guvernări. De cealaltă parte, reprezentanții PAS declară că opoziția nu ar privi cu ochi buni procesul de curățare a sistemului judecătoresc. Proteste au avut loc și la Comrat. Un grup de persoane s-au adunat în fața Casei de Cultură din centrul orașului, iar la intrarea în Găgăuzia, un grup de persoane au blocat temporar circulația rutieră. Oamenii au venit la protest cu pancarte și scandat jos dictatura și libertate pentru Stoianoglu. Noi protestăm împotriva actualei guvernări care își bate joc de oameni și care l-a arestat pentru 3 zile pe Stoianoglu fără motiv. Am venit pentru libertatea noastră a oamenilor simpli și pentru eliberarea lui Stoianoglu. Vreau să se facă dreptate, iar dosarul lui Stoianoglu să fie transparent. În același timp, liderii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor acuză Partidul Acțiune și Solidaritate de faptul că ar încerca să reinstaureze statul capturat. Cred că este doar primul protest. Noi vedem că în țară situația se înrăutățește și la capitolul prețuri, tarife, i-au omăjit pe oameni și cu pensiile și cu salariile. Și în aceste situații oamenii vor să iasă la protest. Faptul că a fost arestat Stoianoglu, ilegal a fost arestat Stoianoglu, eu cred că practic toți cetățenii Republicii Moldova acest lucru înțeleg. Cu ce scop a fost arestat? Problema nu este Stoianoglu, problema e regimul care a fost instaurat în toți acești 23 de ani și care câte puțin distruge valorile noastre naționale, dar și sănătatea oamenilor. Pleacă din viață mii de oameni, dar ei, guvernarea, nu sunt în stare să facă față acestei probleme. La finalul protestului, manifestanții au aprobat o rezoluție prin care au cerut eliberarea imediată de sub arest a procurorului general suspendat Alexandru Stoianoglu și repunerea acestuia în funcție. În același timp, pe Facebook, ministrul Justiției Sergiu Litvinenko a scris că fiecare are dreptul să protesteze, chiar și cei care nu-și doresc lupta împotriva corupției. Însă aceasta trebuie să continue. Totodată, în cadrul ediției speciale la Moldova 1, deputatul PAS Olesea Stamate a spus că nu înțelege de ce opoziția cere demisia actualei guvernări. Pentru ce să plece guvernul și parlamentul în demisie? Pentru faptul că în sfârșit în țara noastră este restabilită democrație, pentru faptul că se inițiază anumite anchete penale pe numele celor care, acțiunile cărora ar fi trebuit să fie cercetate în ordine penală încă de mult timp. Ceea ce a avut loc cu reținerea procurorului general și reținerea procurorului general adjunct se înscrie perfect în normele legale. Dumneavoastră vedeți că noi, cei de la PAS, ne ținem de cuvânt. Ceea ce promitem, aia facem. Și când facem, asta deranjează. Pe cine deranjează? Pe hoți. Corect. Și asta e bine. Cu cât îi țipă mai tare, înseamnă că noi punem injecția unde trebuie. Și de care trebuie. Se numește antihoție injecția. În data de 5 octombrie, procurorul general Alexandru Stoianoglu a fost reținut de mascații de la SIS cu 5 minute înainte de a ține un briefing. Stoianoglu este acuzat de abuz de putere în perioada anului 2012, când era deputat în Parlament, iar în data de 8 octombrie, magistrații de la judecătoria Chișinău cu sediul Ciocan au decis ca să-l placeze pe Stoianoglu în arest la domiciliu pe o perioadă de 30 de zile. Imediat după pronunțarea sentinței, Stoianoglu a declarat că în cadrul ședinței nu au fost prezentate probe care ar demonstra vinovăția sa și a anunțat că va contesta decizia magistraților.